A intrat, a furat, a plecat. Un bărbat de 32 de ani a ajuns pe mâna poliției după ce ar fi pătruns într-un apartament și ar fi sustras de acolo un televizor și un aspirator. Totul a avut loc în orășelul Durlești, iar momentul comiterii infracțiunii a fost surprins de o cameră de supraveghere. În imagini se vede cum bănuitul forțează unul dintre geamurile de la etajul întâi, reușește să-l deschidă, apoi pătrunde în interiorul locuinței. De acolo el scoate pe rând, mai întâi aspirator iar mai apoi un televizor. Potrivit proprietarului, care nu era acasă când s-a întâmplat totul, prejudiciul care i-a fost cauzat este de 9500 de lei. După un șir de cercetări, suspectul a fost reținut. De menționat că bărbatul nu este la prima abatere de la legea anterior fiind judecat pentru infracțiuni similare. La momentul este cercetat penal pentru furt, iar dacă vina va fi demonstrată acesta riscă până la 4 ani privare de libertate.